Care este pragul de inflație pe care vi l-ați propus dumneavoastră Republica Moldova în 2023? Prin instrumentele noastre de politică monetară, noi țintim inflație de 5% pe termen mediu, cu un interval de variație de plus-minus 1,5%. Noi deja am intrat în acest interval de variație la finele lunii octombrie, cu o inflație de 6,3%. Astfel, noi am depășit acel val inflaționist care a venit la finele anului 2021, odată cu criza energetică, cu creșterea produselor alimentare și care a culminat cu războiul din Ucraina. Am avut o perioadă destul de dificilă. Inflația a ajuns la un nivel foarte înalt, 34%, din vari motive, având în vedere structura economiei din Republica Moldova, volatilitatea ei și deschiderea ei, dar și expunerea la mai multe lanțuri de aprovizionare care erau legate și conectate de Ucraina. Toate acestea au avut efect. Prin politicile monetare, destul de aspre, zic eu, dar care noi le-am calibrat, eu cred, ca timp, practic, aș zice, optimal, noi am reușit să aducem inflația aproape de țintă, în intervalul de variații. Acum, intrăm în altă etapă. Noi ne așteptăm să avem o inflație care va fi în intervalul de variații, în perioada următoare, cel puțin următoarele 24 de luni, perioada noastră de prognoză. Și pentru asta vom utiliza iarăși toate instrumentele. Dar în același timp, Banca Națională a Moldovei va promova o politică monetară stimulativă pentru a susține recuperarea economiei după acest lanț de crize. Și mi-a ridicat mingea la felul pentru a da o întrebare. Cum vedeți revenirea pe creștere economică a Republicii Moldova după recesiunea de care tocmai ați ieșit? Bine, revenirea are în condiții deloc simple. În primul rând, mă refer la contextul regional, dar și global. Iarăși vorbim de același război din Ucraina, care este în imediata vicinătate și are un impact asupra economiei din Republica Moldova. Vorbim de o încetinirea creșterii în Uniunea Europeană, în zona euro. Uniunea Europeană este piața noastră cea mai importantă de desfacere, respectiv are un impact pentru cererea produselor noastre. În acest context, recuperarea economică trebuie susținută puternic, cât de politica monetară, atât și de cea fiscală. Deci, pe partea monetară, noi chiar recent am mai făcut un pas de relaxare a condițiilor monetare. Am relaxat și am mai redus și rata de bază și am relaxat și rezervele obligatorii, astfel să asigurăm accesul mai ușor și bani mai ieftin pentru agenții economici și pentru populație, ca să susținem consumul. Totodată ne așteptăm și din partea fiscală la un impuls fiscal pentru economie. În ce măsură este importantă independența deciziilor băncii naționale în acest proces? Eu aș zice, independența este crucială, pentru că deciziile de politică monetară întotdeauna sunt dificile, ele întotdeauna sunt dureroase, ele niciodată nu plac, deci propria mea experiență, am trecut acest ciclu inflaționist cu foarte multe critici, dar până la urmă noi am mers conform agendei pe care ne-am propus și ne-am atins obiectivele, în pofida tuturor criticilor, dacă n-ar fi fost banca independentă, banca centrală, deci noi n-am fi putut să implementăm acest instrument. Totodată, este important, pe lângă independență, este importantă o cooperare strânsă între politica, coordonare mai bine zis, între politica monetară și politica fiscală. Deci o cooperare între Banca Națională și Ministerul Finanțelor. Atunci când există această coordonare, efectele ambelor politici devin mai pronunțate. Deci apare sinergie între cele două politici și economia mai bine răspunde la politicile promovate de cele două instituții. Cum explicați profitul obținut de băncile comerciale din Republica Moldova atât anul trecut cât și în prima jumătate a acestui an? Bine, băncile
În perioade când Banca Națională majorează ratele, e normal ca și profiturile în la faza de creștere a ratelor, profiturile băncilor să fie în creștere. Lucrul ăsta s-a observat și în Republica Moldova și în mai multe țări din regiuni și chiar din Uniunea Europeană. Totodată, eu cred că e bine și pentru sănătatea băncilor, când băncile mai acumulează capital prin profituri, acest capital le permite să-și majoreze și mai mult portofoliul de credite și să finanțeze mai mult economia. Moldova are 11 bănci comerciale. E multe puțin pentru că nu e și o țară precum Republica Moldova? Noi avem 11 bănci, dar ca să înțelegem, ele sunt foarte diferite. Avem 4 bănci sistemice, avem bănci de misiune așa mai medie și avem bănci mai mici. Fiecare are nișa sa în piață, fiecare are locul său în piață. Atâta timp cât au un model de business viabil, noi susținem și supraveghem aceste instituții ca ele să nu acționeze în detrimentul deponenților, deci să-și facă business-ul transparent și banii deponenților să fie în siguranță. Care sunt cele mai solide relații pe care le aveți cu băncile centrale din regiune, cu Banca Națională a României și poate alte bănci naționale din Uniunea Europeană? Deci cu Banca Națională a României ne leagă o relație mai specială. Chiar de la fondarea Băncii Naționale a Moldovei s-au stabilit aceste relații și Banca Națională a Moldovei permanent a avut susținere și susținere și prin asistență tehnică și prin consultanță de la colegii de la Banca Națională a României. Și această cooperare continuă și până astăzi și aș zice că ia amploare. Deci noi deja am avut mai recent două proiecte twinning cu Banca Națională a României. Primul a fost în procesul de reformă bancară, când Banca Națională a Moldovei a reformat sectorul bancar din Moldova. Noi am implementat principiile Basel III, am implementat directivele europene, am transparentizat acționarii din sectorul bancar, am implementat o guvernanță sănătoasă în băncile comerciale. Asta s-a făcut și ne-am dezvoltat instrumentele de supraveghere. Sigur că asta a fost făcut și cu suportul colegilor din Banca Națională a României. Alături de Banca Națională a României, aș menționa și Banca Națională a Olandei, care și ea participă în al doilea proiect Twinning, în același proiect Banca Lituaniei și Banca Belgiei, evident. Avem o cooperare strânsă cu Banca Olandei și Banca Belgiei, deoarece facem parte din aceeași constituentă și cu toate țările din constituentă, de fapt, cooperăm destul de strâns. Mai recent, începem a stabili relații și cu Banca Centrală Europeană, din moment ce Moldovei i-a fost acordat statutul de candidat, deci au început primele interacțiuni. Sperăm că în viitorul apropiat vor fi inițiate negocierile cu Republica Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană și aceasta va crea condiții pentru o cooperare mai intensă și cu Banca Centrală Europeană.